Bacăul al Clubului Copiilor din Șimleul Silvaniei, ansamblul gazdă a manifestării la Fântâna Dorului, încheie programul folcloric din această seară. Soliștii ansamblului prezintă în spectacol cântece din diverse zone folclorice ale țării. Astfel, soliștii care evoluează în această seară sunt Alexandra Fritea, Mihaela Rad, Georgiana Supuran, Daliana Lazo, Denisa Rolnic. Precizez faptul că acești copii fac performanță, sunt recunoscuți la nivel de țară pentru rezultatele lor deosebite în prezentarea folclorului autentic din zona Barcăului, după cum vedeți și costumele lor pe care le poartă. Acești tineri au făcut un legământ și au promis că atâta timp cât vor evolua și atâta timp cât vor cânta, n-o să-și lase zona de unde provin, zona Barcăului. A renunța la ea înseamnă a renunța la propria-ți casă și la propria-ți familie. Obligatoriu! Mulțumim! Mulțumim! Obligatoriu pentru tinerii care vor să se afirme în această minunată arie a culturii noastre este cea de a ne menține zona folclorică din care provenim. Numele mari de artiști din țara noastră s-au făcut remarcați prin a respecta zona. Niciodată n-o să o vedeți pe Sofia Vicoveanca cântând altceva decât zona ei de Bucovina sau alte nume. Îmi permit să spun acest lucru și în calitate de specialist și cred că sunteți de acord cu mine. Odată ce ne facem remarcați prin zona noastră, să o menținem pentru că trebuie să fie tot timpul în sufletul nostru și să nu venim numai ca musafiri, indiferent unde am fi. Permiteți-mi așadar să dau cuvântul soliștilor și dansatorilor, precum și orchestrei de la Cluj, cărora le mulțumim foarte mult pentru sprijinul pe care ni-l acordă în a vă oferi un spectacol pe cinste, așa cum meritați, de frumoasa sărbătoare a orașului nostru. Mulțumim! Stop.
Thank you.
La 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 la
Thank you.
Acesta a fost ansamblul Barcăul din Șibleul Silvaniei. Le mulțumim, îi felicităm, sunt copiii cu care noi ne mândrim. Sunt frumoși, sunt tineri și sunt foarte, foarte hărnicuți. Ei ne vor reprezenta în luna august la Festivalul Internațional de la Tulcea, Peștișorul de Aur. Și după cum probabil urmăriți în emisiunile TV, avem copii care participă la concursurile naționale de folclor, concursuri mari, alături de tineri până pe la 25 de ani. Deci sunt niște copii care sunt foarte talentați, dar și foarte, foarte harnici și respectă cu strictețe ceea ce li se spune. Se și vede, sunt și disciplinați și buni la carte. Eu îi tot laud, dar sunt ai noștri și noi ne mândrim cu ei. E, și acum, pentru că toată această manifestare pe care am reușit să o ducem până la capăt cu bine, este inițiativa și munca unui colectiv de dascăli, nu mulți la număr, dar foarte inimoși, de la Clubul Copiilor, care au un director pe măsură, un om deosebit. Dați-mi voie să-l invit să vă spună câteva cuvinte. Este vorba despre profesorul Gavril Neaga. Bună seara! N-aș fi venit să mai vorbesc, că vorba multă sărăcia omului. Pe scenă, când faci program artistic, cânti și nu vorbești. Eu scurt vreau să vă spun că la această oră încheiem cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Românii de Pretutindeni la Fântâna Dorului. Festival dedicat dumneavoastră celor din Șibleul Silvaniei. Este unicat în România, deci dumneavoastră ați savurat, să spun așa, cele 16 ediții ale festivalului. Vă mulțumim din suflet pentru participarea și vineri seară și în această seară la acest concert minunat prezentat de formațiile care dumneavoastră le-ați vizionat înainte. Eu vă mulțumesc din suflet și vă urăm multă sănătate, succes și să dea Dumnezeu toți să trăim încă mulți, mulți ani să mai putem face asemenea acțiuni. Numai cu dumneavoastră, numai cu dumneavoastră împreună vom reuși să facem acest lucru. Încă o dată, mulțumim celor care până la această oră au stat aici și au reușit să vadă până la final programul nostru. La mulți ani! La mulți ani dumneavoastră, la mulți ani iubitului nostru Oraș și meu Silvaniei. Haideți copii! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, bine, bine și fericire, la mulți ani să Până în 2017.